În Maramureș din iulie 2017 nu se mai depozitează niciun fel de deșeuri municipale în cele două gropi de gunoi neconforme de la satul nou de jos și sighetul Marmației. Deșeurile sunt transportate în prezent la două platforme temporare, din cauza că proiectul care prevede construcția unui depozit ecologic în comuna Fărcașa bate încă pasul pe loc. Aici sunt necesare lucrări de stabilitate și punerea în siguranță a investițiilor realizate, deoarece au existat multe zone cu alunecări masive de teren. Între timp și contractul cu antreprenorul a fost reziliat pentru că nu a respectat clauzele stabilite, iar acum trebuie găsit un alt constructor. Investiția are un stadiu fizic de doar 45% potrivit unui raport al Consiliului Județean Maramureș. Ca urmare, administrația județului a obținut prelungirea contractului de finanțare. Asta înseamnă că dacă totul va decurge normal, maramureșenii vor avea o groapă de gunoi ecologică până în 31 decembrie 2020. Totodată s-au prevăzut și alte sume necesare pentru lucrările de consolidare. Astfel că, de la la valoarea inițială a proiectului de 63 de milioane de lei s-a ajuns la 75 de milioane de lei fără TVA.